Măluțu, felicitări după un an jumate de muncă la Europa, la nivelul grupelor de copii și juniori. Încă o dată ai demonstrat că ești un adevărat profesionist în a pregăti copii, exact cum a fost și ca fotbalist. Primul trofeu, într-adevăr, locul întâi. Am și spus copiilor că e important și locul 2 și trofeul. Cel mai important e că ei au fix încredere cu acest prilej, câștigând aproape tot, făcând doar un egal cu Unirea 2006. Deci asta e câștigul lor cel mai important acum, nu această cupă, nu aceste mingi, ci faptul că au încredere în forțele lor și încredere care le va fi necesară pe parcursul întregii cariere a lor. A fost un campionat greu? Păi la copii destul de spontan așa forma lor. Ba sunt în formă, ba nu sunt în formă, de să pot produce multe surprize. Noi am avut totuși avantajul că am jucat destul de constant și n-am avut sincope așa, să jucăm foarte bine și foarte. Și când am jucat mai rău, am și câștigat, am făcut doar un egal cu Unirea, cum am zis. Sunt copii buni, de perspectivă, totdeauna mă bucur că în fiecare generație care am avut-o, am avut 2-3 care din start s-au dovedit a arăta calități care pe viitor sigur o să-i facă jucătorii de prima ligă, sigur. Luțu, mulțumim și succes în activitatea ta. Mulțumesc și eu pentru atenție acordată. Și cât mai mulți la a doua asta îmi doresc, asta îmi doresc. Da, mă țin tânăr și de mine ei. Bine, mersi și încă o dată, succes. Mulțumesc.